Consider că una dintre abilitățile esențiale pentru un lider este vorbitul în public. M-am înscris la Speechmaster pentru a-mi dezvolta tehnicile și abilitățile de comunicare și pentru a putea gestiona emoțiile într-un mod constructiv și eficient atunci când susțin un discurs în fața colegilor sau partenerilor de business. De obicei, îmi place să lucrez și să învăț de la cei mai buni oameni dintr-un anumit domeniu. Iar Ovidiu este unul dintre cei mai buni speaker din România, câștigând 16 titluri de campion național și 3 titluri de campion european. Aproximativ 2 săptămâni de la terminarea cursului, eram într-o ședință cu echipa și am avut un moment de conștientizare în care am rămas plăcut surprins că foloseam involuntar din tehnicile și micile secrete învățate în curs. Tot atunci mi-am dat seama că ședințele noastre durau mai puțin, iar ideile și informațiile pe care vreau să le ofer erau mult mai clare și la obiect. Abia atunci am înțeles și am realizat pragmatic care a fost valoarea pe care mi-a adus-o cursul. Din perspectiva mea, Speechmaster este un program special datorită numărului limitat de participanți, sau aș putea spune chiar optim, care ne permite tuturor să exersăm tehnicile și micile secrete pe care le învățăm de la Ovidiu și totodată îi permite trainerului să ne ofere feedback în timp real pentru discursurile pe care le susținem. Totodată, consider un mare avantaj accesul pe viață la platforma de curs și resursele de învățare pe care le pot descărca și le pot lua cu mine în telefon și asculta în timp ce conduc sau merg pe bicicletă prin parc. Sunt de părere că acest curs este potrivit pentru cei care vorbesc în public sau care intenționează și urmează să vorbească în public. Și aici aș vrea să fac referire doar la dascăli, profesori, traineri, avocați sau studenți care urmează să susțină lucrarea de licență în fața unei audiențe, și vreau să fac referire la lumea și mediul în care trăim, plin de canale sociale, unde fiecare vrea să-și exprime gândurile și ideile în mod public. Recomandarea mea este: întâi învață cum să vorbești în public și abia după postează pe canalele sociale.